Salut, sunt Silviu și azi o să-ți prezint cum arată un filtru de polen neschimbat de 66.000 de kilometri. De fapt, ar fi mai degrabă un filtru de polen neschimbat de vreo 100.000 de kilometri, mai bine de 100.000 de kilometri, dar o să vă explic mai încolo de ce zic asta. Pentru cei familiarizați cu canalul meu, știți că în trecut am avut, de exemplu, prezentare cu un Logan, la care am făcut schimbul de ulei la 30.000 de kilometri cu analize de ulei la fiecare schimb și între timp mașina a ajuns la peste 200.000 de kilometri, nu s-a stricat nimic. Evident, o groază de persoane mi-a spus că vai, se strică motorul, nu știu ce, tralala, nu s-a întâmplat chestia asta. Ce voiam însă să subliniez cu toate chestiile astea era faptul că producătorii de uleiuri, de filtre, apelează la frica voastră pentru a vă convinge să le schimbați cât mai des, evident, pentru a cumpăra de la ei cât mai des. Și așa cum am arătat și la Loganul respectiv, mașina a mers 30.000 de km între revizii fără probleme, așa cum spuneam și atunci. Dacă diferența între o revizie la 10.000 și una la 30.000 este faptul că motorul ține în loc de 800.000 de kilometri, ține 1.500.000 de kilometri, este complet nerelevant pentru utilizatorul obișnuit oricum, pentru că nu va ajunge niciodată nici măcar la 800.000. Așa că eu încercam să vă ajut să faceți niște alegeri inteligente și să nu cheltuiți banii pentru niște beneficii insignifiante. Nu spun că nu există, dar sunt insignifiante. Așa că, mergând pe aceeași idee, am să văd la Tesla aceea pe care v-am prezentat acum vreo 2-3 clipuri, care a făcut 100.000 de kilometri pe Uber Bolt prin București, să experimentez și aici ce se întâmplă dacă voi schimba filtrul de polen, că doar asta am de schimbat la mașină, din păcate n-am altceva, mai rar. Tesla nu spune în manual exact ce, la ce interval de kilometri, din câte știu eu, când să schimb. Deja majoritatea producătorilor am văzut că recomandă schimbarea filtrului de polen undeva pe la 30.000 de kilometri. Așa că la prima schimbare am zis hai să țin cu 50% mai mult. Și practic filtrele originale ale mașinii le-am schimbat pe la 45.000 de kilometri. Deci mașina, am mers eu cu ea vreo 5.000 de kilometri și după aceea am băgat-o la Uber și Bolt. După 45.000 de kilometri, filtrul de polen arăta, o să vă pun acum niște poze să vedeți, în felul următor. Din punctul meu de vedere, destul de ok, neașteptat de ok pentru 45.000 de kilometri prin București. E adevărat că făcuți într-o perioadă foarte scurtă, adică mașina am luat-o în martie și în decembrie când am schimbat filtrul avea 45.000 de kilometri, deci nici măcar un an de zile. Și atunci am zis ok, hai să vedem cum duce și mai mult de atât. Și am mai pus încă 50% în intervalul ăsta de schimbare și atunci de la 45.000 m-am dus la 66.000 de kilometri. Deci mașina are acum 111.000, ceva de genul acesta, și i-am schimbat filtrul de polen. Am avut și o problemă, v-am zis în penultimul clip, ceva de genul acesta, că radiatorul din față s-a înfundat destul de mult și nu mai mergea nici aerul condiționat. Și am spus, ok, hai să schimbăm și pe ăla de habitaclu, poate are și el vreo contribuție, pentru că, într-adevăr, dezavantajul principal al unui filtru de polen neschimbat la timp este dat în principiu de colmatarea lui și atunci nu mai bagă aer cum trebuie și trebuie să lucreze mai mult aerul condiționat să facă rece în interior sau căldură, după caz. Ei bine, și atunci l-am schimbat și acum. De data asta am luat un filtru Bosch, n-am mai luat MAN, dar tot așa, cu filtru de tot felul, de carbon, de toate 3 în 1, 5 în 1, toate felurile, cel mai bun posibil. Bun, și am schimbat filtrul, de acolo se schimbă, e destul de ușor,
Sunt două clipsuri sub partea de jos și un șurub, un torx. Se desfac două mufe după aceea de desfăcut de pe plăcuța de la un difuzor și de la lumină. Și după aceea panoul de pe partea asta se trage în niște clipsuri. Trageți cu simț de răspundere. Și după aceea e simplu, mai are doar o ușiță pe care o desfaci. Are un click. Ai dat de el și s-a desfăcut. Și scoțând filtrele de acolo, surpriza mea a fost să găsesc cele mai murdare, că sunt două, pentru a ușura accesul și montajul, sunt două filtre, se scoate unul, se scoate și al doilea, astfel încât să nu fie nevoie de o intrare prea mare ca să le poți pune pe amândouă, sau să pui unul singur. Și atunci sunt două filtre și spre surprinderea mea au fost cele mai murdare filtre pe care le-am văzut în viața mea. Neașteptat de murdare, având în vedere faptul că v-am arătat la 45.000 arătau foarte, foarte ok, la 66.000 cu 5% mai mult arătau mult, mult, mult mai rău. Pe de altă parte, asta a fost însă alt sezon. L-am avut din decembrie până acum în iulie, alte condiții. Trebuie ținut cont de următorul lucru. Mașina a fost folosită în acest interval exclusiv în București. Ceea ce înseamnă că, de fapt, echivalența la un filtru de polen la o mașină normală este mult mai mare. Mașina a făcut 66.000 de km în București, dar la o viteză medie relativ mică. Asta înseamnă că și într-un oraș destul de poluat. Asta înseamnă că la o mașină normală, ca să ajungă la același nivel de îmbâcseală, ar trebui să mergi mult mai mulți kilometri. Pe de o parte, pentru că la o mașină normală faci mulți kilometri și pe afară, unde aerul este mai curat și atunci se adună kilometri fără să se adună mizerie în filtru așa de mult. Pe de altă parte, mergând mult pe afară cu o mașină, ai o viteză medie mai mare. Asta înseamnă că în același interval orar de timp, tu parcurgi mai mulți kilometri. Și să zicem că pe o oră ventilația merge cam la fel. Indiferent că stai în oraș, indiferent că mergi pe afară, diferența e că facem mult mai mulți kilometri. Asta înseamnă că filtrul acesta, care are 66.000 de kilometri în București, la o mașină normală, dacă ar fi fost ținută 100.000, 120.000 de kilometri, probabil ar fi ajuns la fel. E adevărat însă că la mine există avantajul timpului, pentru că kilometrii ăștia au fost făcuți într-un timp foarte puțin, 7 luni de zile, 6-7 luni, astfel încât mizeria de acolo n-a avut timp să prindă mucecai, să se dezintegreze, să treacă un sezon, să treacă prin toate felurile de particule tipice unui an întreg. Dar astea sunt. Oricum, foarte, foarte murdar. Însă, înainte de a deja preconizez, vai, faci Uber Bolt cu mașina aia, ce fac clienții tăi care merg cu mașina asta, uite ce mizerie, nu știu ce le, o să vă prezint cum arată filtrul pe spate. E bine, dacă ne uităm pe spate, spatele arată curat. Asta înseamnă că filtrul și-a făcut datoria, a oprit particulele nedorite în partea din față, care într-adevăr s-a colmatat destul de mult, însă nu au trecut de el. Asta înseamnă că la nivel de calitate a aerului din interior nu a existat vreo degradare, cel puțin perceptibilă, pentru că eu am schimbat filtrul acum, dar eu vă zic că eu cel puțin când am mers acum cu mașina de curând, nu simțeam absolut nicio nevoie, nu mirosea urât în interior, nu mi se părea că merge mai greu climatizarea. Nu, pur și simplu zic că dacă mă întrebai cât are filtrul după cum merge mașina, nu puteam să zic, mi se părea că are și filtrul nou. De altfel, am schimbat filtrul, vă ziceam că l-am schimbat, că poate nu mai mergea bine aerul condiționat, dar de fapt era oricum de la radiatorul din față. Atunci când l-am spălat, diferența a fost extraordinară. În schimb, acum nu e nicio diferență. Am schimbat, am pus filtre noi de polen în interior, merge la fel aerul condiționat, nu e nicio diferență. Ceea ce înseamnă că filtrul într-adevăr era foarte murdar, dar încă nu mai făcea treaba. Probabil era pe final de viață într-adevăr, dar ce vreau să spun este următorul lucru. Uitați-vă, este un filtru care are 66.000 de kilometri.
V-am zis, e o echivalență de 100.000 de kilometri la o mașină normală, poate și mai bine. Asta înseamnă că ar trebui bine să vă gândiți în momentul în care schimbați filtrele, dacă e chiar cu adevărat nevoie. Faptul că în filtru s-au strâns câteva frunzulițe, un pic de praf sau s-au înnegrit un pic, nu înseamnă că el și-a pierdut capacitatea de filtrare. Precum vedeți și la mine, el era colmatat, din ce se vede, 30-40% deja și încă mai mergea. Ok, tocmai pentru că el are acele pliații și de fapt suprafața lui de absorție și de transmitere a aerului este mult, mult mai mare decât ce vedeți voi aici, efectiv, acel dreptunghi. Când îl tragi, probabil că are 2 metri. Cine știe, un metru, un metru jumate, adică e mult mai mare suprafața prin care poate trece aerul prin el. Așadar, ce o să fac eu când o să schimb acum filtrul? E bine, după 66.000 de kilometri, ați văzut cum arată, încă era la capăt de viață, probabil că încă mai ducea câte puțin. Cum o să schimb eu filtrul de acum încolo? E bine, după experimentul ăsta, cred că un filtru schimbat la vreo 50.000-60.000 de kilometri pentru mine este ok. Văd că n-are sens să investesc mai mulți bani în asta, pentru că și-a făcut treaba, ați văzut, la 45.000 arta foarte ok. La 66, cam pe final de viață, deci un 50-60 eu zic că este rezonabil de schimbat fără să am niște dezavantaje în lucrul acesta, decât avantaje financiare, evident că nu mai îmi bat capul să mai și de timp până la urmă, pentru că na, contează și acolo jumătate de oră cât îți ia, mai ales că mașina mergând foarte mult, dacă mă trezesc cu un filtru că trebuie schimbat în ianuarie, decembrie, mașina e rece, în interior e rece, afară e rece, riscul mare să se rupă o clemă, ceva. Și atunci, dacă poți să mai extind 10.000-20.000 de kilometri, să prind o zi sau o perioadă mai caldă, astfel încât să, atunci când trag, să nu se strice ceva pe aici, de ce nu? Văd că există marjă de așa ceva. Bun, cam așa arată filtrul. Am încercat să fac experimentul ăsta. Sper să vă ajute și pe voi să vă faceți o idee despre cât duce un filtru de polen. Și să știți când să-l schimbați până la urmă. Poate veți spune, vai da, 100 de lei, 200 de lei, nu contează. Poate, poate da, poate nu. Fiecare ce va face ce vrea, dar măcar acum sunteți informați și vedeți cum a dus un filtru și care au fost efectele resimțite. Bun, dacă aveți întrebări, mă aștept în secțiunea de mai jos. Dacă nu, până data viitoare, salut!